Și acum vom asculta imnul de stat al României. Oh,
Alteța voastră regală, domnule ministru al sănătății, domnule consilier prezidențial, domnule consilier primul ministru, în al prezenția voastră, domnule vicepreședinte al Academiei Române, domnule președinte al Comunității Evrești, onorat prezidiu, stimați colegi, doamnelor și domnilor. În calitate de președinte al Academiei de Științe Naturale, îmi revine onoarea să vă adresez câteva cuvinte. Academia de Științe Naturale a fost înființată în 1935 prin decret legal, a traversat apoi perioada comunistă și a renăscut în democrația românească de astăzi. Este o instituție veche și totuși mereu tânără. Academia de Științe Medicale a fost și rămâne și în prezent un foc de consacrare pentru elita medicinii românești. În același timp, este o instituție care își propune să servească comunitatea care îi aparține, îndeplinind multiple funcții. Una dintre ele pe care și-a asumat încă de la început a fost aceea de ameliorarea stării de sănătate a populației. Și în prezent, cu ajutorul Ministerului Sănătății, Academia de Științe Medicale participă și furnizează expertiza pe care o posedă la elaborarea de programe și politici de sănătate. Aș vrea să mulțumesc tuturor ministrilor sănătății care au înțeles rolul Academiei de Științe Medicale, care au înțeles să îi interesează și să-i consolideze poziția. În același timp, Academia de Științe Medicale este coordonatarea cercetării medicale din România. Un rol care, de-a lungul timpului, a devenit în ce în ce mai important, odată cu creșterea importanței cercetării medicale moderne. În momentul de față, Academia de Științe Medicale are peste 70 de nuclee de cercetare în toată România și, în ultimul an, a accesat două importante programe de cercetare cu finanțare europeană. Unul dintre aceste programe își propune dotarea cronografe a 17 centre de cercetare în România, iar celălalt este un program de educație care își propune instituirea a circa 3.000 de cadre medicale, medici și asistente medicale în domeniul transplantului de organe. În același timp, Academia de Științe Medicale nu neglijează aspectele educaționale. Începând cu acest program la care m-am referit și care presupune instituirea unui important număr de cadre medicale, Academia încearcă să se implice în învățământul post-universitar prin manifestările pe care le organizează și care sunt creditate cu puncte ale Colegiului Medicilor de România și prin integrarea studenților în programele de parteneriat pe care urmează să le stabilească în cursul acestei perioade cu Universitatea din Edinburgh. Academia de Științe Medicale îndeplinește și alte roluri importante. În momentul de față coordonează Comisia de Bioetică a Medicamentului, care are un rol foarte important în studiile clinice și care completează paleta de evenimente și de activități de cercetare pe care le coordonează instituția noastră. În sfârșit, la nivel internațional, Academia de Științe Medicale a manifestat și manifestă o largă deschidere și o bună inserție în circuitul academiilor europene și nu numai. În primul rând, parteneriatul cu Academia Franceză, pe care l-am început în anii 2007 și 2008, cu două vizite reciproce și cu două sesiuni comune, pe care am organizat la București și Paris, și care a fost urmat în anul 2012 de semnarea unui acord de parteneriat cu Academia Franceză de Medicină, iar în anul 2013 de o nouă vizită și de o nouă sesiune științifică, având ca temă rolul Academiilor în societatea contemporană, organizată la Palatul Parlamentului din București. Urmează ca, doamna acestui an, Academia de Științe Medicale din România să întoarcă vizita Academiei Franceze și să avem împreună o sesiune comună la sediul Academiei de Medicină din Franța, din Paris. În afară Academiei Franceze, un rol important pentru noi îl joacă relațiile cu Academia de Științe a Moldovei, pe care dorim să le întărim în continuare. Salutăm în acest sens prezența domnului profesor Gropa, președintele secției de medicină a Academiei de Științe a Moldovei, și cu Academia de Științe a Bulgariei, care ne-a trimis cu această ocazie un emoționant mesaj. De asemenea, Academia de Științe Medicale este un membru important al Federației Europene a Academiilor de Medicină, FRAM, care în anul 2014 a avut congresul de primăvară la București. Cu această ocazie, Academia de Științe Medicale din România a obținut un loc de vicepreședinte în conducerea FRAM-ului, iar congresul s-a bucurat de un deosebit succes.
Una din secțiunile organizate a Fundației One Health, o singură sănătate, este un concept foarte modern, care înseamnă că, de fapt, există o singură sănătate a plantelor, animalelor și omului, și în care Academia de Științe Medicale a adus contribuții interesante, apreciate ca atare, în colaborare cu Facultatea de Medicină Veterinară și cu Academia de Științe Agricole și Silvice. De aici înainte, sigur, ne propunem ca rolurile pe care deja le-am anunțat de la Academia de Științe Medicale să crească și să se întărească. Eu cred că premisele de la care pornim sunt foarte bune, pentru că tot ceea ce am realizat și cu precădere în ultimii 4 ani se datorează membrilor Academiei. Sigur că nu pot să-i citesc pe toți. Aș aminti însă, în primul rând, membrii Consiliului Științific, pe domnul secretar general al Ministerului Clim, pe domnul vicepreședinți profesor Irad, pe Eduard Abetrei și Dan Coliță, pe președinții filială, pe domnul profesor Victor Volcu la București, domnul profesor Lucea Grigorescu la Cluj, domnul profesor Caroșanciu la Iași, domnul profesor Marghi Cerman la Timișoara, domnul profesor Tudor Ciuda la Craiova și, din nou, domnul profesor Radu Deaprec și președintea filială Ilu București. Dar, dincolo de cei citați, sigur, sunt cei peste 200 de membri ai Academiei de Științe Medicale, cărora li se datorează toate aceste succese. Sunt convins că, împreună cu noi, vom reuși și de aici înainte să ducem mai departe Academia de Științe Medicale. Vivat, crescat, floreat, Academia de Științe Medicale! Într-adevăr, înființată în 1935 de academicianul Daniel Oculu, desființată în 49 și reînființată în 1969, practic, Academia, pe tot acest parcurs, a fost unul din principalii pionieri ai medicinei românești. Este și a fost principalul partener al Ministerului Sănătății, iar din punct de vedere al cercetării științifice medicale, este practic eșalonul medicinii românești. Vreau să mulțumesc în primul rând conducerii actuale Academiei de Științe Medicale pentru tot sprijinul pe care mi l-a acordat și l-a acordat Ministerul Sănătății în elaborarea politicilor de sănătate, precum și tot ceea ce înseamnă transpunerea noilor progreselor și inovațiilor în medicina internațională în România. De asemenea, colaborările pentru proiectele europene și accesarea de fonduri europene, ceea ce practic confirmă faptul că domeniul de activitate este foarte extins și partea de training, pregătirea pentru medici în domeniul transplantului, dar și dotarea cu echipamente medicale pe partea de achiziționare de angiografe. Cred că este un pilon important pe care Academia
trebuie să-l dezvolte și este foarte bine că îl dezvoltați. Ministerul Sănătății va fi și de acum încolo un partener, iar pentru mine, ori de câte ori o să am ocazia de a mă implica într-un din proiectele noastre, va fi o onoare și cred că doar măreția acestei țări poate să se ridice la nivelul numelor pe care le văd în sală. Mulțumesc și mult succes în continuare! Stimate domnule președinte, onorați membri ai Academiei de Științe Medicale, doamnelor și domnilor, adresez cele mai sincere felicitări Academiei de Științe Medicale din România cu prilejul aniversării a 80 de ani de existență. Încă de la înființare, în 1935, instituția a contribuit la dezvoltarea și progresul cunoașterii științifice din domeniul medicinei românești. Timp de 8 decenii, Academia de Științe Medicale a fost un for al excelenței academice, de formare, afirmare și promovare a unor personalități de înalt nivel intelectual și științific. Realizările și meritele românești din domeniul medicinei au fost recunoscute și apreciate la nivel mondial, iar România a oferit lumii specialiști de excepție care s-au distins de-a lungul timpului în domeniul cercetării medicale internaționale. Aici vreau să transmit totodată aprecierea mea pentru toți cei care, mai tineri sau mai în vârstă, trudesc pentru a duce mai departe renumele Școlii Românești de Medicină. În orice stat democratic, cercetarea științifică reprezintă o sursă de progres. Țara noastră nu duce lipsă de idei creatoare, de potențial uman și intelectual. Tinerii noștri cercetători performează peste votare și fac cinste românii. În acest context, cred cu tărie că trebuie găsite instrumente adecvate de stimulare a activităților de cercetare și de atragere a tinerilor talente în țară. Expertiza lor are o valoare inestimabilă pentru România de mâine. O țară din care pleacă valori de întregi de tineri specialiști, pentru că nu suntem în stare să le oferim acces la resurse și condiții decente de lucru, este o țară în suferință. Cercetarea trebuie privită ca o investiție în viitorul României. Așa cum am susținut în nenumărate rânduri, cele mai importante domenii de cercetare în care trebuie să investim cât mai rapid sunt sănătatea și educația. Potențialul intelectual există, dar avem nevoie de inteligență instituțională pentru a-l folosi corespunzător. Orice pas întârziat va produce și mai multă subdezvoltare și mai multă suferință. Sunt însă convins că, în curând, vom pune pe picioare, inclusiv cu sprijinul dumneavoastră, bazele unui sistem instituțional sănătos. În final, vă felicit pentru întreaga dumneavoastră activitate, vă doresc să mergeți mai departe, vă transmit cele mai bune gânduri și vă doresc mult succes în nobila misiune. La mulți ani! Semnați în Claus, Verde, Paris, Președintele României. Cercetarea medicală, în care a fost și pentru mulți români, că este un motiv de mândrie.
Deși tranziția a fost comunistă și a pus amprenta și asupra acestui sector, sănătatea, educația, cercetarea, fiind mult timp subfinanțată, sub impulsul unor mici străbăcite, a unor oameni extraordinari, cum sunt membrii Academiei de Științe Medicale, România a continuat să facă performanță în domeniul cercetării științifice, care și poate ce. Astăzi încercăm să reparăm greșelile majore pe care s-au făcut în trecut, având la dispoziție nu doar resurse bugetare mai mari și nu doar fonduri europene. Astăzi există voința politică de a susține cercetarea și suntem cu toții conștienți de importanța ei pentru societatea contemporană. Nu o facem doar ca pe un act de dreptate și nu o facem doar pentru că avem o creștere economică sustenabilă pe care dorim să o transferăm în cât mai multe domenii ale vieții sociale. Susținerea sănătății ca educație și a cercetării reprezintă condiții pentru a face performanță să se dobândească. Astăzi, succesul aparține societăților și economiilor bazate pe cunoaștere, pe inovație și pe cercetare. România trebuie să treacă rapid de la stadiul de dezvoltare bazată pe eficiență către stadiul de dezvoltare bazată pe inovație. Acesta este un obiectiv de țară care trebuie realizat prin contribuția tuturor forțelor politice și sociale. Avem mari proiecte necesare recuperării diferențelor de dezvoltare între România și Uniunea Europeană, iar cercetarea, inclusiv în domeniul medical și farmaceutic, are un rol important. Astăzi, când Academia de Științe Medicale împlinește 80 de ani de existență, ea reunește nu doar cele mai strălucite minți în domeniu, ci în primul rând cele mai importante modele profesionale. Avem nevoie mai mult ca oricând de repere, pentru că, în definitiv, reperele sunt cele care încurajează și îi motivează pe tine să rămână și să profeseze în țară. La acest moment aniversar, doresc să-mi exprim de plin respect pentru această instituție și pentru membrii săi. Vă doresc la mulți ani și vă asigur de tot sprijinul meu. Semnează Victor Ponta, prim-ministru al Domnului. Domnule președinte, amița voastră legală, distinși și membri ai prezidiului, stimați academicieni, onorată asistență, mulțumesc conducerii Academiei de Științe Medicale pentru invitația făcută pe a fericitului părinte Daniel Patriarh, Bisericii Ortodoxe Române, de a participa la aceste festivități jubiliare, iar ca delegat al fratericerii sale, am un cuplios omagiu fondatorilor de acum 80 de ani ale acestei academii, generațiilor de membri care, prin profesionalism și dăruire, i-au adus de-a lungul timpului strălucire și prestigiu și transmit de asemenea un cuvânt de binecuvântare și felicitare conducerii de astăzi ai acestei prestigioase instituții și tuturor membrilor ei. Uitându-mă azi dimineață pe pagina principală a site-ului Academiei de Științe Medicale, am rămas plăcut și profund impresionat de imaginea aleasă pentru a ilustra în mod concentrat concepția despre lucrarea medicală din vremea noastră. Este vorba despre celebra fresca lui Michelangelo din Capela Sixtină, în care Dumnezeu Creatorul întinde mâna sa generoasă întâiului om, Adam, care la rândul său, aspirând spre izvorul vieții veșnice și tânjind după iubirea cea neprecătoare, întinde cu speranță către Dumnezeu propria sa mână. În cultura iudaică și în cea creștină, viața și cultivarea ei, sănătatea și ocrotirea ei sunt valori fundamentale, iar medicina a fost înțeleasă de-a lungul mileniilor, drept mâna tămăduitoare a lui Dumnezeu, întinsă prin intermediul medicilor, oamenilor aflați în suferință. Sfintele Evanghelii îl prezintă cel mai ales pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, aplecându-se cu nesfârșită compasiune peste durerile și suferințele oamenilor, tămăduindu-le. Invitația făcută Bisericii de a participa la acest moment solemn și răspunsul la ea se justifică prin îndelungata și permanenta pătrundere dintre lumea bisericească și cea medicală. Sute de ani, azilele, bolnițele, spitalele, infirmeriile,
sau farmaciile de pe lângă centrele episcopale, mănăstiri sau biserici mai importante, au fost singurele instituții de ocrotire și îngrijire a sănătății din țara noastră, așa cum cu onestitate și cu multă competență au demonstrat în valoroasele topografii și studii academicianul dr. Victor Bogoiu, strălucit chirurg și profesor de istorie a medicinei românești, doctorul Epifanie Cozărescu și mulți alții. Lucrarea comună din perioada interbelică a fost, din păcate, curmată pentru jumătate de secol de la prilejul instaurării regimului comunist în țara noastră. Însă după 1990, cele două slujiri, medicală și sacerdotală, și-au dat din nou mâna în vederea tratării și vindecării omului în integralitatea sa, trup și suflet. S-au reînființat în cadrul bisericii instituții medicale precum Spitalul Providența din Iași, un proiect de succes, policlinici și cabinete medicale, cabinete de consiliere psihologică, baze de tratament, centre de îngrijiri paliative, centre de recuperare, farmacii. În spitale s-au construit capele sau adevărate biserici, unde credincioșii bolnavi, în problemele lor spirituale, sunt asistați și ajutați de preoții de calitate ai bisericii noastre. Centrul de presă Basilica, atât prin intermediul radioului cât și al televiziunii Trinitas, alocă săptămânal spații generoase unor emisiuni cu caracter medical, iar cotidianul ziarul Lumina, tot săptămânal, publică articole sau interviuri semnate de personalități din lumea medicală, prin care se urmărește mai cu seamă intensificarea lucrării de prevenție a bolilor. De asemenea, amintim aici că multe simpozioane și congrese de medicină au fost organizate în locații ale bisericii, multe teme de interes comun au fost discutate în întâlniri științifice prestigioase comune, au fost publicate volume elaborate în colaborare de medici și teologi, cum sunt cele din colecția Medicii și Biserica a editurii de Nașterea din Cluj, ajuns la 14-lea volum, care au abordat teme de mare curaj și de mare actualitate, cum sunt cele de bioetică, genetică, biotehnologie și altele, probleme care se pot constitui în tot atâtea motive de colaborare între Comisia Națională de Bioetică a Bisericii Ortodoxe Române și Comisia de Bioetică a Academiei de Științe Medicale din România. Biserica noastră a programat anul 2012 drept anul macear al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor, subliniind importanța colaborării dintre medici și preot în îngrijirea și vindecarea omului suferind. Sinteza activităților științifice, pastorale și sociale desfășurate în acel an a fost impresionantă. Campania recentă de donare de sânge, inițiată de biserică și care, fără îndoială, va continua, s-a dovedit de asemenea foarte utilă. Având în vedere evoluțiile din ultimele două decenii, sunt convins că în viitor această împreună lucrare a lumii medicale și a bisericii se va intensifica și diversifica. Felicităm din toată inima, încă o dată, conducerea și pe toți membrii Academiei de Științe Medicale din România și rugăm pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Samarineanul cel milostiv și Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, să vă dăruiască multă sănătate și putere de muncă, dragoste de dragostea lui neîmpuținată față de cei aflați în suferință, multă inspirație și să vă păzească cu mulți și fericiți ani.
reprezentanți ai executivului și ai legislativului, altețele voastre regale, înaltea funcția voastră, distinși participanți, împlinirea a 80 de ani a Academiei de Științe Medicale reprezintă un prilej fericit pentru Academia Română să transmită un salut colegial și urarea de noi și importante realizări. Creată în anul 1935 de academicianul Daniel Danilopoul, Academia de Științe Medicale s-a impus de-a lungul existenței sale ca una dintre instituțiile de elită ale țării noastre. Înființată cu scopul de a dezvolta științele medicale și farmaceutice, în strânsă legătură cu necesitatea și necesitățile impuse de starea de sănătate a populației, de a coordona, promova pe plan național și internațional rezultatele cercetărilor științifice în domeniile medicinii fundamentale și preventive, a biomedicinii și a științelor farmaceutice, Academia de Științe Medicale a reușit de-a lungul celor 80 de ani de existență, în pofida numeroaselor vicisitudini prin care a trecut, să reprezinte un factor important în progresul cunoștințelor științifice din domeniul medicinii și al organizării asistenței medicale pentru poporul român. Din 1935 până în prezent, între Academia Română și Academia de Științe Medicale a existat o strânsă și permanentă legătură. Personalități marcante ale vieții medicale românești, membrii ai Academiei de Științe Medicale, au fost membrii ai Academiei Române: Daniel Danilopoul, Ștefan Nicolau, Aurel Moga, Ion Făgărășanu, Voinea Marinescu, Constantin Parfon, Ștefan Mircu, Constantin Arseniu, Marius Nașa, Constantin Iliescu, Eugeniu Proca, Artur Schwendler, Nicolae Cașal, Octavian Fodor, Iuliu Hațegan, Ioan Hrulică, Tiberiu Spărchez, Petre Vancea, Constantin Maximilian, toți aceștia contribuind la creșterea prestigiului celor două academii. Activitatea acestora este continuată astăzi de alți distinși membri ai Academiei de Științe Medicale, care au fost aleși în Forumul Suprem de Consacrare Academia Română: Leonida Gerasim, Constantin Bălăceanu Stolnici, Leon Dăneilă, Laurențiu Popescu, Constantin Popa, Ioanel Sinescu, Victor Voicu, Irinel Popescu, Gheorghe Benga, Constantin Ionescu Târgoviște, Dumitru Dobrescu, Nicolae Dilezan, Constantin Cernescu, Mihai Popescu. Dumneavoastră, distinși membri ai Academiei de Științe Medicale, desăvârșiți astăzi o activitate benefică, pusă în slujba intereselor țării, în scopul ridicării nivelului de sănătate al populației. În același timp, prin cercetările remarcabile făcute în diferite domenii ale științelor medicale, contribuiți din plin la sporirea și recunoașterea școlii medicale românești, atât în țară, cât și în societatea științifică internațională. Aducem un elogiu elitei medicilor, tuturor medicilor din România, care își manifestă patriotismul și eroismul în tot ceea ce fac pentru sănătatea concetățenilor noștri, pentru aducerea actului medical la nivelul celui existent în multe țări avansate din Uniunea Europeană. Academia Română declară public respectul și considerațiunea pe care o are față de dumneavoastră distinși medici. Acum, la acest moment aniversar, îngăduiți-ne să vă adresăm respectoase felicitări și să vă dorim din suflet succes de plin în continuarea activităților binefăcătoare pe care le desfășurați.
Viva Academia, viva Cresta Gloria! În numele Academiei Române semnează președintele acesteia, academician Ionel Valentin Vlad. Vă mulțumesc! Domnule președinte al Academiei de Științe Medicale, profesor universitar dr. Ionel Popescu, membru corespondent al Academiei Române, onorabil prezidiu, stimați membri ai Academiei de Științe Medicale din România, doamnelor și domnilor invitați. Mărturisesc că este o deosebită onoare pentru mine, dată ocazie unică, să transmit mesajul Ministerului Educației Naționale, membrilor Academiei de Științe Medicale din România. Vă rog să primiți din partea mea toate gândurile bune, pozitive, de felicitare cu prilejul aniversării a 80 de ani de existență. Domnul Ministru al Educației și Cercetării Științifice, profesor universitar dr. Honoris Causa Mihai Câmpeanu, domnul ministru, secretar de stat, profesor universitar, dr. Gigel Paraschiv, care reprezintă România în aceste zile peste votare, vă mulțumesc deopotrivă pentru invitația pe care mi-ați făcut-o și vă adresează următorul mesaj. Suntem onorați să fim alături de dumneavoastră, cel puțin sufletește, cu prilejul sărbătoririi a 80 de ani de înființarea Academiei de Științe Medicale, a cărei activitate o apreciem cu multă recunoștință, sinceritate și onestitate. De altfel, cu permisiunea dumneavoastră, cităm scuzele mari de profesionist, confrate în domeniul cu care vă mândriți pe bună dreptate, Iuliu Hanțegată. Citez. Medicina este știința și conștiința încălzite de iubire față de oameni. Doctorul Daniel Danielopoulou, înzestrat cu o inteligență excepțională și un spirit organizator strălucit, inițiază demersurile și reușește înființarea Academiei de Medicină din România la data de 1 iulie 1935. Doctorul Danielopoulou, prin talentul său de foarte bun organizator, a condus de altfel Academia în calitate de secretar permanent de la înființarea ei până în anul 1948. Apoi, ea trece prin potigne, ca și cum în asemenea perioade nu era necesară sănătatea. Astăzi, în schimb, destinul Academiei de Științe Medicale este din nou clar, necesar, incontestabil. Înființarea Academiei de Științe Medicale s-a sprijinit pe câteva obiective esențiale. Permiteți-mi să reamintesc câteva dintre ele. Dezvoltarea științei medicale și farmaceutice în scopul îmbunătățirii stării de sănătate a populației. Promovarea pe plan național și internațional a cercetărilor în domeniul științelor medicale. Cristalizarea unei rețele de cercetare medicală la nivelul întregii țări, care să se insereze la nivelul rețelei de cercetare internațională în domeniu. În acest sens, s-au dezvoltat legături internaționale cu calea Academiei de Științe Medicale, în special cu Academia Națională de Medicină a Franței. Totodată, nu cu mult timp în urmă, la începutul anului 2015, Academia de Științe Medicale din România, prin Federația Europeană a Academiilor Medicale, a colaborat la organizarea în cadrul Parlamentului European a sesiunii Understand Research Involving Animals and Alternatives. În acest moment aniversar găsim de asemenea demne de subliniat, colaborările importante între Ministerul Educației și Cercetării Științifice și Academia de Științe Medicale din România.
Astfel, cooperarea în cadrul Consiliului Național de Atestare a titlurilor, diplomelor și certificatelor universitare. Suntem în consens în ceea ce privește spiritul de colaborare între institutele de cercetare, universitățile, facultățile cu profil medical și creșterea bugetelor alocate acestora. Susținem crearea unor condiții de muncă mai bune pentru personalul din învățământ și cercetare, în domeniul științelor medicale, în condițiile unui echilibru privind dezvoltarea acestor două componente, atât de importante pentru dezvoltarea țării. După cum spunea Samuel Johnson, citez, a păstra sănătatea este datorie morală și religioasă. Sănătatea este baza tuturor virtuților sociale și ele nu mai pot fi utile atunci când nu suntem bine. Am încheiat citatul. Acest deziderat impune îmbunătățirea continuă a calității resursei umane implicate în sistemul medical, valorificarea permanentă a resurselor de inteligență și cele materiale, precum și a bazei de cunoaștere existentă. Ne exprimăm speranța că veți continua bunele relații de colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice. De altfel, acesta încurajează cooperarea și dialogul cu Academia de Științe Medicale în vederea dezvoltării și modernizării instituțiilor de învățământ și cercetare din domeniul medical. Se cuvine așadar în zi de sărbătoare să vă adresăm fericitările noastre. Vă dorim mult succes în arta care teoretic nu are limite. Aceea vindecări, după cum definea Petrețuța domeniul științelor medicale. În încheiere, vă rog să-mi permiteți să-i mulțumesc domnul președinte, profesorul universitar, doctor, membru corespondent al Academiei României, Inel Popescu, pentru comunicarea aleasă cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice, pentru relația profesională, dar și umană, cu reprezentanții și slujitorii învățământului superior din România. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția și importanța pe care ori de câte ori aveți prilejul, ne-o acordați cu prisosință. Felicitări încă o dată și să sărbătorim mulți ani de aici înainte. Cu acest prilej, Ministerul Educației și Cercetării a pregătit o plachetă comemorativă pentru împlinirea acestei frumoase vârste, pentru sărbătorirea acestui eveniment și cu o diplomă de excelență pe care vă rog să-mi permiteți să o citesc. Ministerul Educației și Cercetării Științifice, diplomă de excelență, acordată Academiei de Științe Medicale din România, drept omagiu adus celor care prin dedicație și performanțe au contribuit timp de 80 de ani la dezvoltarea cercetării medicale și prestigiul în spațiul științific românesc. Semnează Sorin Mihai Curgea, Ministrul Educației și Cercetării Științifice. Mulțumesc foarte mult și vă felicităm încă o dată. Pentru că, prin grea, fac parte dintr-o familie de 7 copii, în care 3 au fost medici. Și am învățat odată cu ei,
medicina, pentru că erau studenți la medicină. De aceea, permiți-mi să evoc câteva nume creatori de școală în medicina românească. Totul este din memorie. Dacă greșesc, vă rog să mă spuneți. Să spunem în chirurgie, mare profesor Iacobovici, marele profesor Nicolae Bartolome, marele profesor Burghele, Teodor Burghele. În medicina generală sau de internă, profesorii de la Cluj, la Țigramul Boia, dar și mari profesori de la București, Bazil Teodorescu și Nicolae Rău. Ori de că tot trec pe Bulevardul Pache, îmi amintesc că aici a locuit academicianul Nicolae Rupu, mare, mare creator de școală românească de medicină internă. Am să evoc și alții, mai recent, din cardiologia vasculară. Îl avem aici pe academicianul Gândea, generalul Gândea, care alături cu Pop de Popa, nu? Au creat, au început școala românească de chirurgie cardiovasculară. Să nu uităm mari neurologi pe țări. Să spunem profesorul Baltazar, să spunem profesorul care a fost la Spitalul Nou și care era președintele, să dau un detaliu, al Organizației Comunității Socialiste. Cel care conducea Spitalul Nou și care a avut dreptul de la familia conducătorilor de atunci să construiască un pavilion din ceea ce primea de la pacienți. Nu vreau să spun mai mult numele, dar se evoc și niște ilustri neurologi sau specialiști de neurologie, de data asta evrei, profesorul Oscar Zagă, profesorul Arthur Kleinler și alții. Sigur, e vorba și de școală românească mai actuală. În chirurgia românească sunt vârfuri, demne de toată lumea. Profesorul Emil Popescu este cel care a făcut transplanturile de ficată retrag. Profesorul Sinescu, mare neurolog. Profesorul mai tânăr, poate decât ei sau nu, Mircea Beuran, mare chirurg, care a salvat vieții de multor oameni care erau să-și ia în oftalmologie, profesorul Oldean, doamna profesorul Pop, care este aici de față, o salut în mod special. Sigur, lista e lungă, dar nu vreau să o mai continui, totul vă vorbesc din memorie. Mai e ceva însă, cred că trebuie să amintim. Eu aș spune, te-am spus, companiile, batalioanele, regimentele, diviziile de medici, de medici practicieni, cei care umblau geanta aceea mare în care erau de toate și s-a făcut vieții oamenilor. Trebuie să spun însă, și aici îmi revine rolul ca președinte a Federației Profesorilor din România, fără a lupta pe academicianul Nicolae Cajal, un medic de excepție și mai ales un om de mare omenire, iubit de toată lumea medicală românească. Dar aș vrea să evoc aceste nume fără de nume, care au practicat medicina geantă, medicina la domiciliu și care au dat sănătate multor, multor copii și a fost din România. Mă bucur că printre ei s-au numărat și numeroși medici evrei. Iată că Academia de Științe Medicale, care împlinește această foarte frumoasă vârstă, rotundă de 80 de ani, merită toate felicitările pentru Academia propriu-zisă, dar pentru toată galeria de medici mari și mai puțin mari, care au trăit pentru sănătatea românilor, indiferent de etnie. Vreau să vă spun, totuși, un mic episod, unul din frații mei a ajuns din chirurg foarte important să lucreze pe salvare și a lucrat ani de zile. Nu conta că mergea la un neau și la un evreu sau la un rom, la un țigan, cum spuneam atunci. Nu odată
s-a confruntat cu pacienți foarte nervoși, foarte neîncrezători în medici. Eu de aceea îmi permit să aduc omagiul meu al oamenilor obișnuiți, al octogenarilor ca mine, pentru tot ceea ce au făcut, ceea ce au făcut batalioanele, regimentele de medici din România. Să nu menționăm decât și prezența lor pe fronturile de luptă ale României. Îi vrem foarte bine. Așa că vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă felicit din toată inima, domnule președinte, și distinși membrii Academiei de Științe Medicale, și am să vă reiau o urare, care mie îmi place foarte mult în asemenea ocazie. Veche de când, pe vremea romanilor, să spunem. Viva Crescea Academia de Științe Medicale, să trăiască, să crească și florească în veci Academia de Științe Medicale. Vă mulțumesc foarte mult! Acest eveniment solemn ne oferă oportunitatea de a omagia cu deplin respect și recunoștință memoria ilustrilor membri fundatori ai Academiei de Științe Medicale, profesori universitari, cercetători științifici și medici specialiști, deschizători de drumuri în medicina românească și mondială. De asemenea, ne exprimăm de plinele noastre aprecieri față de generațiile succesoare care au continuat și continuă dezvoltarea în lumii științe și profesii dădătoare de sănătate și calitatea vieții semenilor noștri. Dorim să subliniem cu mândrie creșterea numărului medicilor români care au adus contribuții de excepție la progresul științelor medicale și biologice, pe deplin îndreptățiți să primească cele mai înalte distinții pe care îi considerăm parte intrinsecă a patrimoniului național. Academia de Științe Medicale și Academia de Științe Agricole și Silvice împărtășesc o evoluție istorică similară, fiind fondate în deceniile 3 și 4 ale secolului precedent, într-o perioadă de efervescență multilaterală a societății românești, dominată de dezideratul de a se afirma și integra în rândul valorilor europene și mondiale. Ambele academii au fost create având statutul de formul de consacrare a personalităților științifice și de dezvoltare a activităților științifice spre împlinirea unor scopuri generoase și benefice pentru țară și cetățenii săi. Deși cele două academii și-au declarat încă de la înființare orientarea apolitică, succesiunea de transformări suferite de societatea românească după cel de-al doilea război mondial a determinat desființări, reînființări, marginalizări ale rolului lor de importanță hotărătoare pentru sănătatea economică, socială și spirituală. Legătura dintre agricultură și medicină este dată de faptul că produsele oferite de agricultură și industrie alimentară, prin compoziția lor și modul de hrănire a populației, pot determina grave afecțiuni cu organismului populației, pot
organismul uman, creându-se astfel serioase probleme de rezolvat prin activitate medicală. De aceea, preocuparea comună pentru asigurarea unor alimente sănătoase, prin calitatea biologică și inocuitatea acestora, reprezintă un câmp vast de investigație cu încă foarte multe necunoscute care ne cer răspunsuri și soluționări. Este de datoria noastră a cercetării științifice să reducem, să eliminăm cauzele apariției bolilor și să convingem decidenții politici de necesitatea punerii în practică a unor strategii de producere a hranei fundamentate pe principii generatoare de sănătate, iar populația să fie îndrumată spre alegere de hrană care să-i confere speranțe de viață lungă și lipsită de suferințe. De fapt, ce ne dorim, ce urăm ne facem unii altora de mai multe ori pe an, în oricare parte al lumii ne-am aflat, să fim sănătoși și să avem ce mânca. În încheiere, doresc să adresez Academiei de Științe Medicale din România cele mai adese sentimente de prețuire, urări de perenitate în spațiul național, de realizări remarcabile în domeniile de vârf ale medicinii fundamentale și aplicative, iar membrilor săi, colaboratorilor și tuturor cadrelor medicale, satisfacții de pline în nobila profesiune căreia s-au dăruit. La mulți ani! Desigur, elementul esențial în activitatea Academiei de Române, cercetarea și învățământul. Doresc ca planurile de viitor al Academiei să fie realizate cu succes. Doresc ca prestigiul instituției să crească și mai mult în perioada următoare, Academiei de Științe Medicale să rămână mândria
doctorului medicul farmaceutic și a Școlii Medicale Românești. Mulțumesc pentru invitație și mulțumesc pentru atenție. Excelențe, domnule președinte, domnule ministru, alteța voastră regală, onorați membrii a Academiei, doamnelor și domnilor. Suntem onorați de faptul că în acest moment festiv, când Academia de Știință a României consemnează 80 de ani de la formare, vă putem adresa cordiale și sincere felicitări în numele colectivului Academiei de Științe a Moldovei. Cu această ocazie, vă urăm multă inspirație și forțe creative în realizarea dezideratelor pe care le propuneți în opera complicată și responsabilă de cercetare. Pentru promovarea valorilor științifice, biomedicale și afirmarea lor în circuitul european și mondial. Constatăm cu satisfacție că în acest prestin de activitate, Academia de Știință Medicală a României a devenit un veritabil centru de spiritualitate românească, simbol al umanității, cutezanței și speranței a iubirii de neam, țară, limbă și tradiție. Pe parcursul anilor, Academia s-a impus cu realizări considerabile, rezultate științifice de rezonanță, performanța pe care ați acumulat-o în timp și de care vă puteți mândri, reprezintă o dovadă a muncii asiduă pe care ați depus-o de-a lungul timpului. Beneficiind de un colectiv de savanți remarcabil, aliniați la standardele științei mondiale, dumneavoastră asigurați un mediu propice dezvoltării științei, practicii și biomedicale în țară. Tradiția și rezultatele spectaculoase ale cercetărilor științifice sunt apanaje ale imaginii Academiei, recunoscute atât pe plan național, cât și la nivel mondial. Suntem mândri că vă avem printre cei mai receptivi prieteni, cu care colaborăm prin diverse cercetări științifice comune, organizări de evenimente, în parteneriat, schimburi interacademice și cu participări la diverse proiecte. Colaborarea noastră reprezintă pași concreți și semnificativi efectuați de către Societatea Științifică a Republicii Moldova, alături de domniile voastre, pe drumul unei științe cu adevărat europene. Rămânem mereu fidel frumoaselor tradiții de colaborare între instituțiile noastre. Vă felicităm din toată inima pentru modul în care ați știut să promovați știința și activitatea de cercetare, în spiritul valorilor democrației și a libertăților academice, pentru faptul că ați știut să fiți un model demn de urmat pentru multe alte instituții de cercetare din domeniul practicii medicale din țară și de peste hotare. Dorindu-vă multă sănătate și prosperitate, primiți, dragi colegi și prieteni, omagiul nostru profund și expresia în alte considerațiuni. În numele comunității științifice din Republica Moldova, semnează președintele Academiei, academicianul Gheorghe Duca și tot colectivul Academiei. La mulți ani! Aș dori să mulțumesc domnului președinte al Academiei Oamenilor de Știință, domnul profesor Dr. Vasile Crindea și domnul secretar general Doru Delion pentru prezența în această seară.
dragi colegi și dragi invitați. Ca să spun la mine ce face plăcere, prezint un călduros de sală Academiei de Științe de Sală din România, în partea prezidiului Academiei Omului de Științe de România, ocazia aniversării de Părintele Domnului de Sală. Pentru că, după cum am văzut pe slide de acolo, președintele fondator al nostru a fost președinte fondator al Academiei de Științe de Sală, Constantin Anglescu. În încheiere, cu această ocazie, am primit o serie de mesaje.
Am să citesc mesajele din partea Academiei de Științe a Bulgariei și din partea Academiei de Medicină a Franței, care vor fi regăsite în volumul pe care l-am gândit ulterior. În schimb, am să rog pe domnul profesor Aurel Adrian, rectorul Universității de Vest din Arad, să dea citire mesajului laureatului premiului Nobel Stefan Hel, adresat Academiei de Științe Medicale, cu această ocazie. Stimate domnule președinte al Academiei de Științe Medicale, stimate domnule ministru, adresa voastră regală, onorat prezidiu, doamnelor și domnilor academicieni. Sunt deosebit de onorat să dau citire mesajului trimis de Institutul de Chimie Biofizică Max Planck din Göttingen, semnat de directorul general al acestui institut, Stefan Wilhelm, laureat al Premiului Nobel, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la înființarea Academiei de Științe Medicale de România, ca membru de onoare al acestei instituții, permiteți-mi să vă adresez cele mai calde felicitări pentru împlinirea aproape un secol de existență și, în același timp, doresc să vă asigur că, în limita timpului disponibil, doresc să sprijin Academia de Științe Medicale din România și, în special, Institutul de Științe ale Vieții din Arad, aflat pe platforma Academiei, precum și revista Medicina Modernă, care funcționează sub auspiciile Academiei de Științe Medicale din România și care actualii președinte a bordului acestei reviste sunt. Este un mesaj de colaborare pe care Stefan Hel, laureatul Premiului Nobel, îl adresează Academiei de Științe Medicale, care deschide perspective de colaborare cu Institutul de Chimie și Biofizică Max Planck din Göttingen, Germania. Totodată, aș dori să vă adresez invitația pentru a participa în data de 25 mai la Arad, la Universitatea voastră, la dezvelirea postului academicianului Nicolae Cașar, post președinte al Academiei de Științe Medicale și la simpoziumul organizat cu acest prilej, Nicolae Cașar, întemeitorul imunologiei românești. Vă așteptăm la Arad. Vă mulțumesc! Acum că profesorul Octavian Buda se prezinte un foarte scurt istoric al Academiei de Științe Medicale pe fondul imaginilor care deja s-au derulat pe parcursul acestui. Altețele voastre, preasfinția voastră, domnilor academicieni, domnilor profesori, distinși reprezentanți ai autorităților statului, ne aflăm astăzi coincidență fericită într-un sediu cu totul remarcabil, sediul Ateneului Român, care, inaugurat în 1888, dă o măsură, dacă vreți, a ideii acestea de a concentra într-o instituție academică valorile unui stat. Și, în mod special, cel care a inițiat acest Ateneu este un medic. Este vorba de Constantin Esatu, legat de Ateneul Român, pe care, iată, într-o altă coincidență fericită, va conduce primul președinte al Academiei de Științe Medicale, Constantin Angelescu, vreme de peste 20 de ani. Această Academie de Medicină care apare în România este, până la urmă, un rezultat al unui mers firesc, dat de o medicină românească care, la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, se afirmă pe plan internațional prin personalități care au circulat savant în Europa fără niciun fel de restricție. De altfel, aș vrea să spun că în mentalul colectiv al savanților români nu a existat conceptul de Europa de Est. Europa de Est, un concept nefericit, post-belic, care a separat Europa în două, vreme de atâția ani,
Ei bine, oameni savanți, precum, eu știu, Gheorghe Marinescu, Victor Babeș și alții, au trăit cu dorința de a veni din Occident, cu, dacă vreți, cunoștințele și experiența instituțională de acolo și de a crea în România, și aici îl citesc pe Anastasie Fătu, primit în Academia Română, primul medic în 1872, un bastion al culturii occidentale la porțile Orientului. Această stare de spirit o are și Daniel Danilopoulou, unul din cei mai importanți savanți și mai citați în lumea internațională, unul dintre savanții care abordează dintre primii în lume o concepție nouă în descrierea funcțiilor biologice și este legată de biocibernetică, este legată de prezent, felul în care organismele se organizează la nivelul unor structuri morfofuncționale, vorbește despre farmacodinamie specifică și a avut parte de o recunoaștere europeană indiscutabilă, clipa în care marele cardiolog lui Vachez îi recunoaște lui Daniel Danilopoulou meritul în maniera graduală de introducere a unui tratament foarte important în afecțiunile cardiace în perioada respectivă, este vorba de folosirea strofantinei. Daniel Danilopoulou are în spiritul acestor bărbați fondatori de instituții și de societăți academice o imagine clară, bine definită, dacă vreți, geometrică asupra ceea ce trebuie făcut. La fel ca și predecesorii lui, gândiți-vă că un om de taie lui Constantin Esacu avea în imagine această clădire, mai întâi mentalul lui, și l-a transfigurat și l-a transformat în realitatea care astăzi înseamnă atât de mult pentru noi. La fel și Daniel Danilopoulou. El începe efortul aproape decisiv încă din anii 20 și spune explicit în fața camerelor Parlamentului, în 1934, proiectul de față ce am prezentat Comitetului Asociației Generale a Medicilor din România va fi înaintat Consiliului Facultăților de Medicină, Ministerul Instrucțiunii Publice, Ministerul Sănătății Publice, cu rugămintea de a fi discutat și supus, după ce va căpăta forma definitivă corpurilor legiuitoare. Deci, un savant înțelege mecanismul de funcționare a corpurilor legiuitoare, înțelege mecanismul de funcționare instituțională a cercetării științifice și va avea, până la urmă, câștig de cauză prin legea care, practic, oficializează o Academie de Medicină care are o tradiție. Avem aici Daniel Danilopoulou prezentat în ipostaza de rector al Universității București, deci este unul din rectorii medici ai Marii Universității București, dar și de ministrul al Sănătății, poate ultimul guvern democrat pe care l-am avut în 1946, este vorba de guvernul Rădescu. Despre Constantin Angelescu s-a vorbit, nu voi intra în detalii, pot doar să spun că un om care a ajuns la un moment dat prim-ministru interimar și care a rămas în istorie interpretată ca ministrul instituțiunii publice, era polecrit ministrul Cărămidă, pentru care a activ cel mai multe școli construite în societatea românească. Ei bine, dintr-o dată, Academia de Științe Medicale Românească intră în concertul valorilor europene. Înființarea ei este imediat la superlativ apreciată de Academia de Medicină din Paris, înființată în 1920, sau de Academia Belgiană din 1841. Printre membrii onoare, de onoare străini, și avem această legătură profundă între Academia franceză și cea română de medicină, l-avem pe secretarul perpetu al Academiei franceze, Achard, care este încântat că în această Europa Orientală are prezență clară valorile medicinei românești. Două lucruri. Academia la înființare și-a propus să contribuie la progresul cercetărilor științifice în domeniul medicinei umane, medicinei veterinare, farmaciei și științelor biologice, fizico-chimice și naturale în raport cu medicina și la dezvoltarea cât mai mult în țara noastră cercetărilor în aceste domenii. Și în al doilea rând, studierea și discutarea directivelor științifice ale organizării sanitare, asistenței sociale și asigurărilor sociale, învățământului medical uman,
medicinei veterinare și ale farmaciei și acordarea avizului pe baza concluziilor stabilite. Acest text a fost conceput în 1935. Exprimarea lui, coerența conceptuală a acestui text, care aparține lui Danielopoulou, este ca și cum ar fi fost scris în acest moment. Aceasta este deci forța acestor oameni fundatori de cultură până la urmă și de civilizație. Sigur, vicisitudinile istoriei a făcut ca Academia de Medicină să intre într-o eclipsă după 1948. Constantin Angelescu moare în 1948 și istoriografii autorizați spun că poate destinul lui ar fi fost absolut tragic dacă a mai trăit, pentru că nu avea niciun fel de legătură cu autoritățile care au venit. Danielopoulou a murit în 1955 și, deși prezența lui în știința românească a rămas practic fermă, tocmai datorită valorii extraordinare care a avut-o din perioada intervenică, a murit însă în 1955 cu regretul de a nu și fi văzut reînființat, practic, opera vieții lui, Academia de Medicină. 1969 marchează o repornire dificilă în condițiile societății de atunci. Avem, practic, 30 de ani în care apare în continuare această interrelație cu autoritățile statului, dar odată cu 1990, odată cu venirea în prima scenă a academicianului Ștefan Milcu, Academia de Medicină intră într-o revigorare, în primul rând legată de transferul de cunoștințe savante între România și lumea occidentală. Încep să se structureze colaborări internaționale pe care nu are sens să vorbesc acum, dar care sunt foarte dense. Dar odată ce această academie intră cu făgașa modernizării și al deschiderii către din nou valorile europene, ea are nevoie de suflul esențial care se ocupă înainte. Și aceasta este o lege. Legea din 2004 este practic legea care realmente, dacă vreți, îl reface pe Daniel Danielopoulou în plan conceptual în prezentul de acum. Este o reparare istorică. Legea apărută în 16 iunie 2004, publicată în Monitor Oficial din iulie 2004 și intră în vigoare în aceeași lună, în iulie 2004, reprezintă practic începutul unei Academii de Științe Medicale cu adevărat modernă. Și, evident, acest lucru se realizează cu sprijinul structurilor politice din acel moment și, în mod direct, al reprezentanților Ministerului Sănătății, care sunt prezenți și aici. Prezentul este cel pe care îl cunoaștem. Tradiția conferă identitate. Tradiția academică creează o identitate savantă, iar istoria o reliefează. Și această identitate profesională generează în continuu valoare și conștiința academică. Și voi încheia cu spiritul unui istoric, definitoriu pentru cultura noastră, care în acest Ateneu vorbea în data de 13 decembrie 1915, într-un mod impresionant, despre ce înseamnă popoarele balcanice și relevează la nivelul culturii și civilizației românești valoarea și excelența și cea medicală. Nicolae Iorga spunea că fiecare loc de pe pământ, fiecare structură, dacă vreți, academică pe care o facem, are o poveste a ei. Dar trebuie să tragi bine cu urechea ca să o auzi, dar mai ales să-ți trebuie un gram de iubire ca să o înțelegi. Vă mulțumesc frumos! Gracias.